Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in him. Proverbs 35. Jesus said to them, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. Amen. Amen. In the beginning, God created the heavens and the earth. Amen. Amen. Good job. Deuteronomy 31:6. Be strong and courageous. Do not be afraid, for the Lord your God is with you. He will never leave you or forsake you. Amen. Amen. John 1:1-5. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. Through him all things were made, and without him nothing was made that has been made. In him is life, and the life is the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Psalm 119, verse 49-56. Remember your word to your servant, O Lord, in which you have made me hope. This is my comfort and my affliction, that your promise gives me life. The insolent utterly deride me, but I do not turn away from your law. When I think of your rules from of old, I take comfort, O Lord. Hot indignation seizes me because of the wicked who forsake your law. Your statutes are my songs in the house of my sojourning. I remember your name in the night, Lord, and praise your name. This blessing has fallen to me, that I've kept your precepts. Psalm 119:57-64. The Lord is my portion. I promise to keep your words. I entreat your favor with all my heart. Be gracious to me according to your promise. When I think on my ways, I turn my feet to your testimonies. I hasten and do not delay to keep your commandments. Though the cords of the wicked ensnare me, I do not forget your law. At midnight I rise and praise you because of your righteous rules. I am a companion to all those who fear you, who keep your precepts. The earth is full of your steadfast love, O Lord. Teach me your statutes. 2 Timothy 3:16. All scriptures God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Amen. We who have strong faith in God should help those who are weak. We should not please ourselves, but help others grow stronger in their faith. Romans 15:1-2. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of his hands. Isaiah chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, for unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and he shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because you are with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Amen. Amen. Children, you may be seated. Pastor, go ahead. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed. Darkness
into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the dark into glorious light. Brought me from the darkness into glorious light. Amen. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly life. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Find us faithful. After all, our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way, and may the footprints that we leave the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. And may the fire of our devotion light their way. Inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May all who come behind us find us faithful. Amen.
Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb rescued the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, comforter, keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Father, I thank you for this time, Lord, that we can all gather together as believers, Lord, where we can gather in this church, in this place, to give you first place in our hearts, Lord. As we leave one year and we enter into another, we are here, Lord, to give you first place in our lives, to worship you, to lift you up, to meditate on the truths of your word. Lord, we invite you now into this place as your spirit already is, and we ask you to move. Even as I speak, Lord, may your Holy Spirit be speaking through me. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Jemima was taking an afternoon nap on New Year's Eve before the festivities. And after she woke up, she confided to Max, her husband, saying, "I just had a dream that you gave me a diamond ring for New Year's. What do you think that means?" He goes, "Well, you'll find out tonight," answered Max, smiling broadly. And at midnight, as the new year was chiming in, Max approached Jemima and handed her a small package. Delighted and excited, she opened it quickly, and there in her hand rested a book entitled The Meaning of Dreams. Now, I hope we do not all go into the new year as clueless as Max, but let's look into God's word and see what he has to say about New Year's. Amen.
In Genesis chapter 1, God said, "Let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and for years." And so God created the stars to measure days and years, and so just as God ordained, our years are calculated by the stars, namely our sun. Every time we complete one trip around the sun, that marks 1 year. And so God established the year. It has been said that a New Year's resolution could be described as something that goes in 1 year and out the other. But I'm not here to talk about resolutions, rather a New Year's remembrance. And so I've titled this A Day to Remember. In Exodus chapter 12, the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, "This month shall be your beginning of months. It shall be the first month of the year to you. And you shall observe this thing as an ordinance for you and your sons forever. And it will come to pass, when you come to the land which the Lord will give you, just as he promised, that you shall keep this service. And it shall be when your children say to you, 'What do you mean by this service?' that you shall say, 'It is the Passover sacrifice of the Lord who passed over the houses of the children of Israel in Egypt when he struck the Egyptians and he delivered our households.' And so the people bowed their heads and worshiped, even as we have worshiped tonight." And so God encouraged Israel to remember the Passover every year, and that marked the beginning of their year. And God established the year, and God established taking time to remember at the start of the year. And so looking at the Passover as a pattern, let's see what God encourages us to remember. And so what did the children of Israel have to remember? Well, remembering our sins. The children of Israel had been in captivity for many years, and they faced many trials and challenges on a daily basis. But at the time of Passover, they were told to do something very specific. They were told to kill a lamb and mark their doorposts with its blood, a sacrifice for sins. And so Israel had to meditate on their sins and to make an atoning sacrifice that was a picture of Christ to come. And in Revelation, it says, "Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. And so remember therefore from where you have fallen, and repent and do the works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent." Like the song said a minute ago, "I was a wretch, I remembered who I was." And so God says, remember your sin. If you are living in unrepentant sin, right now, let the spotlight of the Holy Spirit shine in your life. Now is the time to stop. Now is the time to reflect and to make things right with your Maker. And the children of Israel remembered the Passover as the blood covered their doorposts. It was the picture of Christ's blood that would one day be shed for our sins. And if the blood was not over their door, they did not have the forgiveness flowing in their life, and they received the judgment of God. But God didn't say to remember and wallow, but rather he said to remember and sorrow. For godly sorrow produces repentance leading into salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. And so you face your sin so that you can turn your face from your sin and leave it behind. You remember in order to forget. And if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all of our unrighteousness. And through confession and repentance, the blood of Jesus covers the doorposts of our heart. And so we remember that we are Christ's followers, covered in his blood and made acceptable to enter his presence. But not only are we acceptable, his approval rests on us and his goodness is overflowing on us. And so that brings us to our point number two, that we remember the goodness of God. Because the children of Israel, as they sat in their houses with lamb on their table, but cries of death in the streets, remembering the preserving power of God through the plagues, and remembering the promise of God to Abraham that they would one day become a great nation, Israel remembered the goodness of God. And many of us are facing our own hardships that God is bringing us through. Remember with me the goodness of God, for remember that if God never did another thing for you or for me as long as we both lived, he has already done more than enough in your life and mine that merits our devotion and praise for all of eternity. Amen. And yet he still showers his love
and affections on us every day. Thank you, Lord. Follow along with me as I read Psalm 103 and notice all the ways mentioned that God shows his goodness to us as I read. Psalm chapter 103. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all of his benefits. He forgives your iniquities. He heals your diseases, redeems your life from destruction. He crowns you with loving kindness and tender mercies, satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. He made known his ways to Moses, his acts to the children of Israel, because the Lord is merciful and he is gracious. He is slow to anger and abounding in mercy. He will not always strive with us, nor will he keep his anger towards us forever. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. For as the heavens are high above the earth, so great is his mercy towards those who fear him. And as far as the east is from the west, so far as he removed our transgressions from us. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear him, for he knows our frame. He remembers that we are dust. As for man, his days are like grass. As a flower of the field, so he flourishes, for the wind passes over it and it is gone, and its place remembers it no more. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children, to such as keep his covenant, and to those who remember his commandments to do them. And so the Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Bless the Lord, his angels, who excel in strength, who do his word, heeding the voice of his word. Bless the Lord, all you his hosts, his ministers of his, who do his pleasure. Bless the Lord, all his works in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul, for he has done good things for me. Yes. Remember the ways that God has blessed you this year, the ways that he has healed you. Remember the ways that he has delivered you. Remember the ways that he has spoken a word of hope to you when you needed it. Remember the prayers that he has answered for you. Yes. And as you remember, bless him by thanking him and praising him for it. Yes. And so we remember that we are Christ's followers, covered in his blood, made acceptable to enter into his presence. And not only are we acceptable, but his approval rests on us and his goodness is overflowing on us. And not only is his goodness overflowing on us, but he has called us to share in his mission, which brings us to the final point three. Remember the callings that God has put on our heart. God had a mission and a purpose for Israel when he called them from Egypt to become a great nation that would bear the son who would crush the serpent. And he has a purpose and a calling for you. Knowing where you've come from will help you know where you're going. One of the reasons it is good to look back is because it helps you to look forward. And though there is a reason the rearview mirror is smaller than the windshield, you need to drive looking out the windshield, looking forward. But did you know that if you were to come to an intersection, here's a picture of an intersection. Can you all see that? If you were to come to an intersection, okay, and the sign is broken, and it's laying, if you can imagine with me, in the middle of the intersection, all right? And you don't know where any of these other roads lead, that if you take a moment and you know where you've come from, you can grab this sign and you can orientate it in such a way where it points the direction you knew you came from, and now you know which way the other three roads lead. Does that make sense? Yes. And so, in the time and through the process of rearward reflection, God may give a glimpse of forward direction. And we see one such glimpse in Jesus' life when he went to remember the New Year's Passover in Luke chapter 2. And his parents went to Jerusalem every year at the Feast of Passover. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem according to the custom of the feast. Now so it was that after 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both listening to them and asking them questions.
And all who heard him were astonished at his understanding and answers. And so when they saw him, they were amazed. And his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Look, your father and I have sought you anxiously." But he said to them, "Why did you seek me? Do you not know that I must be about my father's business?" And so in this moment, we catch a glimpse. Excuse me. In this moment, we catch a glimpse of the future ministry of Jesus. As he was celebrating the Passover in the time of reflection in the Jewish culture, God gave him a glimpse of his future ministry that he even recorded for us. And as we look back at how God is working in our present life, we may begin to see how he would have us work for our eternal life. And so often in our past experiences prepare us for our present and future purposes. So we remember that we are Christ's followers, covered in his blood, and made acceptable to enter into his presence. Amen. Not only are we acceptable, but his approval rests on us, and his goodness is overflowing on us. And not only is his goodness overflowing on us, but he has called us to share in his mission, to live out a personal mission, and make a difference in God's kingdom for his glory. And for that I say, thank you, Lord. Amen. Amen. Dear Heavenly Father, I thank you for your goodness towards us. Lord, I thank you for the blood of Jesus, which cleanses us from all unrighteousness and makes us able to enter into your throne room. Lord, I thank you that you've called us to be workers with you, to be working in your field. And Lord, through this year, as we reflect on what you've done in our life and what you've brought us through and where we are today, Lord, may you prepare us and continue to work in us for what you have for us tomorrow. Lord, I ask that you will go with each and every person that is here and that you will speak to hearts and draw them as only you can. I pray all this in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. God bless you, Brother Reggie. Thank you for the word God put in your heart to share with us. God bless you, all the children, with, they said, the verses, and those who did sing for the glory of God. God bless everyone. Iubiților, avem cu noi în seara aceasta o familie care este parte din biserica aceasta, dar slujesc în România. Cornel și Mihaela, vă rog să veniți aici, lângă mine. Aș vrea să vă prezentăm. Domnul este cel ce a pus în inima acestei familii să se întoarcă înapoi în România, să lucreze acolo ca și misionari și ne bucurăm să-i avem aici la sărbători. Is anyone translating for you guys? Ok. And... Suntem bucuroși să vă avem cu noi. Noi ne rugăm de aici să nu promit că de fiecare dată când ne adunăm, dar să știți că sunteți în inimile noastre și dorim ca lucrarea care o faceți acolo, Domnul să o binecuvinteze. Iubiții mei, ei au venit să viziteze familia, să ne viziteze pe noi. În același timp știm că țara noastră de unde a venit are nevoie de suportul nostru de aici, din America. Ei sunt aici și să adune fonduri pentru lucrarea care Dumnezeu le-a încredințat-o acolo. Aș vrea să le dau loc să prezinte puțin lucrarea, așa am scris în mesaj pentru biserică. În seara aceasta vom face o colectă, ceea ce Domnul vă pune pe inimă, tot ce se adună, vrem să ajutăm lucrarea unde familia aceasta slujește. Domnul să vă binecuvinteze. Pace! Ne bucurăm încă o dată, sau... Vreau să zic că am fost într-o joie, dar mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră, să fim împreună din nou la părtășie și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este duminică, suntem la sfârșitul unui an în care, cred că dacă privim în urmă, fiecare dintre noi putem să avem pentru ce să mulțumim Dumnezeu. Dacă privim în urmă, vedem biruințele Domnului și am fost la o întâlnire cu verișorii și spuneam că pentru mine personal a fost un an mai dificil. A fost un an în care, ca și ca fiecare, am avut anumite frământări. Dar dacă privesc din perspectiva lucrării și din perspectiva faptului a ceea ce Dumnezeu a făcut, mi-am dat seama că, de fapt, Dumnezeu este bun. Și mă gândeam... Într-o duminică dimineața, când slujeam în biserica în care Dumnezeu m-a rânduit să fiu, am citit din Psalmul 20 și versetul, dacă nu greșesc, 8, unde spune că unii se bizuiesc pe calele lor și pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului. Și mi-am dat seama că, de fapt, biruința noastră în ceea ce noi facem vine din
puterea, din biruința, din puterea numelui Domnului Iisus, prin ceea ce noi facem. De fapt, de aceea când noi ne bizuim pe puterile noastre, ne bizuim pe ceea ce suntem noi, prin ceea ce ăsta, de fapt nu putem face nimic. Biruința noastră vine prin puterea Domnului. Și noi astăzi, pentru faptul că suntem încă în România și putem să facem lucrurile, este datorită harului și bunătății Domnului. Și așa cum am spus, la sfârșit de an, privind în urmă, privind la lucrarea care Dumnezeu ne-a chemat, vedem biruința Domnului, vedem cum Dumnezeu a lucrat în biserica în care este. Chiar dacă este o biserică mai mică, este zona Dobrogii, cei care ați fost acolo și poate ați slujit sau ați vizitat-o, este o zonă dificilă, este o zonă mai aridă din punct de vedere spiritual. Dar și în acea vreme, sau și în acele locuri, sau și în acele, Dumnezeu este Cel care lucrează, Dumnezeu este Cel care binecuvintează și vom avea, sunt niște imagini, niște poze și soția mea, Mihaela, ajutorul meu potrivit, care mă ajută foarte mult și zic ca Domnul să o binecuvinteze în slujirea care o fac. Este o zonă în care sunt slujitori puțini, cei care știți, dar vreau să spun că Dumnezeu este Cel care binecuvintează lucrarea și mulțim Domnului. Și tot anul acesta, spre sfârșitul anului, la școala de misiune unde suntem și implicați și slujim, a venit un profesor, un american, și ne-a spus... De fapt, știam lucrul acesta, dar atunci când cineva îți reamintește și parcă zici, mă, l-ai auzit de prima dată. Și mi-am dat seama că, de fapt, rugăciunea este mai puternică decât orice. Și de aceea vreau să vă mulțumesc pentru rugăciunile care voi le faceți pentru noi, pentru familia noastră, pentru slujirea care o facem, pentru ceea ce este. De fiecare dată spun lucrul acesta, pentru că datorită rugăciunilor, noi încă suntem acolo. De aceea zic că Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă răsplătească efortul în rugăciune, efortul financiar, ceea ce faceți, ceea ce Dumnezeu vă pune pe inimă și Dumnezeu să vă binecuvânteze în sutii. Noi doar putem să vă mulțumim. Dar Dumnezeu este Cel care vă va răsplăti și vă va mulți, vă va da bucurie. Și chiar spuneam bisericii, eu motivez biserica să ne rugăm pentru misiune, pentru zona de evangelizare și răspunde fiecare dată și alții s-au rugat pentru voi să fiți azi aici. Și îi încurajez să se roage pentru faptul că atunci când vom ajunge în cer, le spun că vor fi oameni la care și noi am participat prin rugăciunile noastre, prin ceea ce ne-am făcut, la mântuirea celor oameni. De aceea vă încurajez să continuați să vă rugați pentru zona de sud a României, pentru Constanța, județul Constanța, pentru Dobrogea, pentru tot sudul României și Dumnezeu să fie lăudat. Mă bucur și eu să fiu împreună cu dumneavoastră. Am rugat pe cei de la media să ruleze niște poze, pentru că de multe ori pozele fac mai mult decât cuvintele. Și decât să trebuiască să le explic, acolo sunt părți din lucrările noastre. Ceea ce vreau eu să vă spun e că sunt mulțumitoare Domnului că pot să-i slujesc. Ca de fiecare dată o spun, nu sunt vrednică să fac lucrurile astea, nu mă simt pregătită, dar Dumnezeu e Cel care zi de zi își înnoiește bunătatea față de mine și seara pot să văd credincioșia Lui. Și mulțumesc pentru aceasta. Biserica Betesda din Techirghiol, da, este în Dobrogea, este o biserică micuță, dar e ca aici, e așa o familie. E o familie și a devenit o familie pentru noi și suntem mulțumitori Domnului pentru tot ceea ce se întâmplă acolo. Preocuparea mea principală sunt întâlnirile cu copiii. Fiind o biserică mică, avem și puțin copii, dar încercăm să facem evenimente prin care să aducem copii în... Nu vreau să zic să aducem copii la biserică, ci să aducem pe copii în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu. Și atunci nu neapărat toate evenimentele le facem în cadrul bisericii, că atunci ar însemna să nu prea vină copii și atunci Cuvântul Lui Dumnezeu n-ar fi răspândit cum ne-am dorit noi. Dar facem tabere de zi, facem acum de Crăciun, am avut un concert de colinde și am ales să facem la Casa de Cultură de la Techirghiol și spre mirearea noastră, poate n-am avut credința destulă, dar Dumnezeu ne-a arătat că El poate să facă mult mai mult decât noi ne așteptăm. Au venit mai multă lume decât ne-am fi pregătit noi și ne-am fi visat noi să putem să avem atâta lume să asculte Cuvântul Lui Dumnezeu și colindele, mesajul acesta de sărbători. Suntem bucuroși că putem să le slujim lor, bisericii de acolo, comunității de acolo. Acum avem 11 ani. 11 ani de Dobrogea. Da, sunt mulți. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că vor trece atâția ani pentru noi în Dobrogea, ca familie. Dar momentan aceasta este casa noastră, ceea ce vă rugăm să ne susțineți în rugăciune pe mai departe. Urmează decizii pe care trebuie să le luăm și
Vrem ca în tot ceea ce vom face să știm că suntem în voia lui Dumnezeu. N-am vrea niciodată să facem ceea ce poate ne gândim noi că ar fi bine, ci vrem de fiecare dată să știm și să fim înrădăcinați că e voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Dacă e să mai stăm acolo, pentru cât timp și dacă nu, să ne arate Dumnezeu ceea ce e de făcut. Ceea ce știm noi la ora actuală e că pentru următorii 2 ani, dacă Dumnezeu ne ține în viață, vom fi tot în Dobrogea. Ceea ce ne rugăm pe mai departe este Dumnezeu să ne vorbească ce va trebui să facem peste 2 ani încolo. Așa ca și motiv de rugăciune să ne susțineți prin această cauză. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi, vă mulțumim pentru rugăciunile înălțate. Sunteți o binecuvântare pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mai vreau să zic doar câteva și motive de rugăciune. Și un alt motiv este, rugați-vă ca Dumnezeu să scoată lucrători. Ați văzut în unele imagini, am avut și niște studenți de la ITP care au venit, au slujit, dar câteodată este foarte greu ca să-i prind să vină pe termen lung. Și ne rugăm ca cineva, poate o familie tânără sau aici în imaginea aceasta sunt câțiva băieți care vin de la ITP, vin în weekend să facă practică, ne mai ajută. Rugați-vă pentru ca Domnul să scoată lucrători la secerișul lui. Avem nevoie de slujitori, suntem... Cei care ați mai auzit, suntem doar vreo 6 bărbați care slujim, dar Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. De aceea rugați-vă pentru asta. Anul acesta am avut un botez, un frate care a auzit Evanghelia, s-a auzit cuvântul acum 20 și ceva de ani, aproape 30 de ani, a auzit Evanghelia și chiar mă gândeam la botezul lui, zicea fratele care a fost când a predicat Evanghelia și așa, a spus ce bun este Domnul. Dumnezeu l-a așteptat. Acum nu se întâmplă la fiecare ca Dumnezeu, dar față de el a fost Dumnezeu bun și i-a îngăduit. Și anul acesta a încheiat botez. Anul trecut am avut un alt botez, o tânără, o adolescentă, să zic așa, a fost o bucurie pentru mine, cel puțin... Acum e Ana, care este în imagine. Cel puțin m-am gândit așa, de când slujim noi, de când slujim împreună în lucrare, este una dintre, care vine din familie de părinții, nu sunt creștini, sunt ortodoxi, și ea s-a întors la Domnul, a încheiat botez și pentru mine a fost așa o bucurie, văzând, chiar dacă a trecut un timp mai lung, văzând un rod și am dat slavă Domnului. De aceea, continuați să vă rugați pentru noi, continuați să vă rugați pentru Constanța, pentru lucrarea care se face acolo, Dumnezeu să binecuvânteze. Și dacă mai aveți întrebări sau alte, la sfârșit vă putem răspunde, Și acum am zis, Mihaela, sunteți o binecuvântare pentru noi. Domnul să vă răsplătească, să vă binecuvânteze și vă dorim un an nou binecuvântat, plin de binecuvântări și de harul Domnului. Domnul să vă binecuvânteze, Cornel și Mihaela. Fanfara se pregătește să cânte și haideți, ceea ce vă pune Domnul pe inimă, să adunăm în seara aceasta pentru lucrarea de acolo. Vreau să mai adaug că Cornel și Mihaela deci lucrează în Dobrogea, în Techirghiol și în prejurimi. De asemenea, ei sunt parte, așa cum ați văzut, din școala de misiune de la Agigea, centrul de studii transculturare, unde fratele Ghițăriț și Ișan lucrează și alții care pregătesc studenți, care sunt plecați. Peste 72 de studenți, cel puțin, sunt plecați, care au trecut prin școală pe acolo și acum sunt peste tot în Asia și în Africa, sunt duși ca misionari. Domnul să îi binecuvinteze pe fiecare. Facem colecta și apoi Domnul să binecuvinteze pe fratele Ioan Panican. Ne bucurăm că sunteți cu noi în seara aceasta aici. Domnul să vă binecuvinteze și să vă sprijinească în vestirea cuvântului. Vă rog să nu plecați, este sărbătoare de sfârșit de an, Revelion, surorile sau să pregătesc să ne aștepte și cu mâncare și vrem să petrecem împreună. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. As we get ready to worship the Lord with this song, it's called Ziua, Aproape. My dear cousin Marius wanted us to translate the meaning of the song, which says that the day is near. Even tonight, Jesus might return. That's what the song says. And the final question of the song, how will he find you if he does return tonight? The second song says so wonderfully that ne apropiem de veșnicii, which means we're getting closer and closer to eternity with every hurried step. Do not forget. Oh, brother and sister, just as our dear brother sang before, that behind you, you leave a trace, you leave a history, you leave a step. May God bless us to truly understand that this evening.
Slăviți să fie Domnul. Yes, amen, and praise the Lord tonight. La cuvântul foarte important care s-a vestit în această seară în locul acesta. To the word that was already preached tonight, a very important word. Și la cuvântul la fel de important care ne-a fost spus acum prin preiubitul frate Aurel. And what was said to us by Pastor Aurel just now. Citim pentru început în Evanghelia după Luca. We're going to read from Luke. În capitolul al 10-lea, ultimele 5 versete. Chapter 10, the last 5 verses.
Este parte din scriptură intitulată Marta și Maria. It's called Mary and Martha Worship. Să ne ridicăm și să luăm aminte la cuvântul Domnului. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Now it happened as they went and he entered a certain village and a certain woman named Martha welcomed him into her house. Ea avea o soră numită Maria care s-a așezat la picioarele lui și asculta cuvintele lui. And she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard his word. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și a zis: Doamne, nu-ți pasă că sorul meu m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute. But Martha was distracted with much serving, and she approached Jesus and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried about and troubled about many things. Și te frămânzi tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. But one thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. Amin. Să luăm loc și să ascultăm gloria minte cuvântul Domnului. Let's pay attention as we hear the word of God. În viața fiecărui om nu există decât două autorități. In the life of every man, there are only two authorities. Și anume, împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Satan. It is the kingdom of God and the kingdom of Satan. Și noi, prin ceea ce facem, ne legăm fie de autoritate, fie de cealaltă. And whatever we do in our lives, we tie ourselves or we are to one authority or to the other. Între altele, Domnul Iisus spune, cine nu adună cu mine, risipește. Jesus said, the one that does not gather with me is the one who throws everything away. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. He also said that if you are not with me, you are against me. Și noi în anul acesta am ales fie să adunăm împreună cu Domnul, fie să risipim. And this year we either gathered with him or we did not with Jesus. Marta și Maria nu sunt două persoane. Mary and Martha are not two people. Ci sunt două tipologii umane. They are two, in essence, two types of human beings. Firea și Duhul. The spirit and the carnal flesh. Aș putea să intitulez cuvântul de predică în această seară, Iisus, comoara noastră veșnică. The sermon title for tonight is so beautiful, Jesus, our eternal treasure. Toată viața este o alegere. Our whole life is a choice. Și în fiecare zi, and every day, suntem chemați să facem alegeri de un fel și alegeri de un alt. We're asked or we're put to make choices, this choice or that choice. Noi ca oameni putem deplasa numai în șase direcții. As people we can only go into six directions. Înainte, înapoi, la dreapta, la stânga, sus și jos. Front and back, left or right, up or down. Nu este ușor să ți intre dintr-o dată 13 bărbați, 13 oaspeți în casă. It's not easy for all the ladies out there and they know this to enter 13 men entered the house as guests. Marta era împărțită cu multă slujire. And Martha was very busy. She had a lot to do. Alerga în toate cele șase părți. She was going in every six directions. La prieteni, la vecini, la rude. And she was going to her friends, to her neighbors, to her relatives, help me. Să aducă făină, unde lemn și cele necesare ca să pregătească cina pentru Domnul și cei 12 ucenici. She needed to prepare for Jesus and the 12 disciples with the flour and with the oil and with the water, the food that they needed to eat. Sau să pregătească eventual un loc de odihnă. And also they needed a place to rest, to stay. Era împărțită cu multă slujire. She was again very divided with all her work. Și când nu reușim să facem lucrurile așa cum ne dorim, and many times when we don't get to the result that we want because we're too hurried, suntem frustrați. We become frustrated. Suntem îngrijorați, suntem frământați. We are worried, we are pressured. Și devenim dintr-o dată, and we become all of a sudden, nervoși, critici, acri și obraznici. We become bitter, we become sour, and we also become, how do you say obraznic? You become selfish, you become brash. A venit repede la Domnul. She came quickly to the Lord. This is Martha. Și a spus cuvinte foarte interesante. And she said to him something very interesting. M-am gândit de multe ori în inima mea ce mare har că nu mi-a spus mie cuvintele acestea obraznice.
And I said, it's a good thing that she didn't say these words to me, these words that are very selfish. Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc da singură? Lord, don't you care that my sister left me and I'm serving all by myself? Și nu se oprește aici, insistă și ai, cum ai zice, dă ordin sau comenzi. And she says to the Lord Jesus, she gives him a command to give. Zi dar să mă ajute. Therefore, tell her to help me. Avem în Isus un Dumnezeu și un Mântuitor puternic. We have a wonderful Savior, an all-powerful Savior in Jesus Christ. Avem în Isus un Dumnezeu și un Mântuitor minunat. He is wonderful. Minunat is wonderful. He's awesome. El este adevărul venit din cer, dintr-o sferă superioară. He has come from a superior area from heaven and has come the truth down to earth. Noi n-am fi ajuns niciodată la adevăr. We would never would have found the truth. Având în vedere că avem o minte limitată și adeseori o gândire contradictorie. Because we have a limited mind and many times our understanding is carnal, it's against God. Adevărul trebuia să vină la noi dintr-o sferă superioară. The truth, Jesus Christ had to come through us, to us, excuse me, through this heavenly sphere. A profitat și de această dată în chip minunat de situația creată. And he at this time made a great example and profited from the circumstance that he was in. Și ne-a lăsat cuvintele acestea foarte importante. And he left these amazing words for us. Nu doar la sfârșitul anului 2023, not just on this last day of 2023, ci pentru toată umblarea și alergarea noastră pe pământul acest. But for every single day that we are on this earth and that we are walking together with him. Ori de câte ori spune Domnul de două ori același cuvânt, whenever Jesus says the same word twice, este o introducere solemnă. It is a solemn introduction or something very important. Semn că după aceea urmează ceva foarte important. Because something very important is about to come up, so listen. De câte ori spune el adevărat, adevărat. When he says verily, verily. Și în împrejurarea aceasta foarte importantă. And in this very important circumstance that they were in. Zice Marto, Marto. He says to her, Martha, Martha. Și vorbește cu noi în această seară în locul acesta. And tonight he's saying the same thing to us tonight. La sfârșitul acestui an. At the end of the bune year. Bune și cu rele. With the good and the bad. Pentru anul care vine și cât vom mai trăi pe pământul acest. For the year that we're going to enter in, Lord willing, and as long as we will live on this earth. Pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frământi tu. You are so worried about so many different things. Dar un singur lucru trebuiește. But one thing is necessary, is needed. Toată viața este o alegere. All of life is a choice. Maria și-a ales partea cea bună. Mary chose the best part, hallelujah. Care nu i se va lua. And it will not be taken from her. Vorbim despre priorități. When we're talking about priorities. Și vorbim despre prioritatea priorităților. When we talk about the top priority of the top priority. Iisus, comora noastră veșnică. Jesus, our eternal treasure. În afară celor șase direcții înspre care ne putem îndrepta mereu și mereu. Outside of the six directions that I said we can look at or go through. Cheltuindu-ne timpul, energiile, banii și în felul acesta viața. And this is how we spend our life, our time, our money, going through these different directions. Există cel de-al șaptelea punct. There is the seventh point. Cel din mijloc. The one in the middle. Să stai liniștit la picioarele Domnului. To remain calm at the feet of the Lord Jesus. Și să asculți mereu și mereu cuvintele Lui dătătoare de viață. And to hear the words that give life, to hear them again and again. Sau asemeni fratelui nostru Ioan. Just like as John did. Să spui capul pe pieptul Domnului. To put your head on his chest, on his breast. Și să auzi mereu și mereu bătaia iubitoare a inimii Lui. And to hear the heartbeat of Jesus. Una este să-L primești pe Iisus în casă. There is, it's one thing to accept Jesus or to have him come into your house. Și cu totul alta este să-L primești în inimă. And it's a totally different thing to have him come into your heart. Marta și Maria. Martha and Mary. Firea și Duhul. The flesh, the carnal flesh, and the spirit. Nu că n-ar fi important să facem fără îndoială și treaba Martei. It's very important, and we don't doubt that we need to do what Martha wanted to do. Am mai spus o dată, este vorba despre priorități. But we're saying it again, we're talking about priorities right now. Lucrurile acestea să le faceți. These things you should do. Și nici pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Jesus said, the other things, don't leave them undone, do them as well. Când Iisus îți intră în casă și El îți este Domn. When Jesus enters into your house and He is the Lord of your house. Și dacă tu ești într-adevăr între robii Lui și roabele Lui. And if you are truly one of His servants, someone who loves Him. Cea mai mare cinste, cea mai mare demnitate. The most highest and the most wonderful honor that you could have. Pentru că adevărata viață este viața de slujire. Because the true life
listen, is the life of servitude to be a servant, al Domnului, to be a servant of the Lord, la picioarele lui, at his feet. Asculți cuvintele lui, you hear his words. Și când termină el ce are de spus cu privire la lucrurile cu adevărat importante, and when he tells you what you need to hear and what's important, tot la cuvântul lui, we go back to his word. Când el îți spune acum, ridică-te, du-te și pregătește cina, when he says, get up now, go and prepare the dinner, sau eventual, dacă este nevoie de ajutor, venim și noi să ajutăm. And he would say, if there is a need for help, we will also come and help. Te ridici, te duci și pregătești și cele necesare pentru cele pământești. When you hear those words, you do exactly what he said. You get up, you go, and you prepare what is needed for our earthly bodies. Iisus, comora noastră veșnică. Jesus, again, is our eternal treasure, the eternal treasure. El a venit din cer să ne caute și să ne mântuiască. He came from heaven to seek the lost and to save us. Să ne ia de mână și să ne conducă din lumea aceasta rece și respingătoare înspre împărăția cerurilor. To take us by the hand and to lead us into the kingdom of God, the one that is the kingdom of heaven. El este păstorul cel bun. He is the good shepherd. Care își dă viața. That gives his life. Pentru ca oile lui să aibă nu orice ce fel de viață, ci o viață din belșug. So that his sheep, his lambs will have life, an abundant life. Adică o viață spirituală cu un conținut foarte bogat. That, and this means a spiritual life that has a consistency that is very rich. Și cu un sens foarte clar și cu un sens foarte luminos. And this is something that is very luminous or very bright for us spiritually speaking. Un destin mult binecuvântat și pe pământ și în veșnicie. Where we are not only blessed here on earth but also blessed for eternity. Mă gândesc că nimeni în seara aceasta, în locul acesta, I think that no one here tonight, nu-și dorește nici conștient și nici inconștient să meargă în iad. Doesn't want willingly or subconsciously, unwillingly to go to the place of damnation, to hell. Asta nu hotărăsc eu și nu hotărăște Dumnezeu, asta hotărăște fiecare în dreptul lui. This is not something that I myself or he will decide or what God decides, but the person himself, you yourself decides. La sfârșitul epistolei către Galateni, at the end of Galatians, între altele, Duhul Sfânt prin apostolul Pavel ne spune așa. Among other things, the Holy Spirit is speaking through Paul, and he says this. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Do not be tricked. God will never be mocked. Ceea ce omul seamănă, aceea va și secera. Whatever the man sows, that he will also reap. Dacă semănăm în firea pământească, so if we sow to the carnal flesh, dacă lucrurile pământești sunt prioritatea vieții noastre de zi cu zi, if the things of this world are the priority for us, ne înșelăm amarnic și vom secera putrezirea, adică iadul. We will bitterly cheat ourselves, lie to ourselves, and we will then receive death. Biblia vorbește despre credință zadarnică și despre alergare zadarnică. The Bible talks about a faith that is useless or pointless, and also a life that is useless. Un cuvânt care nu i-are în vedere pe cei din lume care nu cunosc cuvântul Domnului și darul credinței. For those in the world who do not know the word of the Lord and the gift of God. Ci este un cuvânt pentru noi cei din biserică. This word, zadarnic or useless, is for us in the church. Mie îmi plac foarte mult toate promisiunile din Biblie. I love all the promises in the Bible. Dar mai mult decât promisiunile din Biblie, îmi plac avertizările din Biblie. But more than the promises, I also like the warnings in the Bible. Fiecare promisiune din Biblie este însoțită de un dacă, adică este condiționat. Every single promise in the Bible is conditional, if. Am petrecut prin îndurarea Domnului câteva zile minunate în locul acesta. Over the past couple of days, we spent a couple of wonderful afternoons and mornings in this place here. Și au fost mai multe studii biblice tot prin îndurarea Domnului. And we had, through God's grace and through His help, many Bible studies. Și unul din studiile biblice numit chiar așa, Duhul și Firea sau Firea și Duhul. And one of the Bible studies was named what we said before, the carnal flesh and the spirit. Plecând de la Scriptura care zice, dacă trăiți prin faptele firii pământești, veți muri. We started with the Bible text that says, if you live in the carnal flesh, you will die. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele firii pământești, veți trăi. But if through the Spirit you slay the flesh, you will live. Și când ai pagina cel din tâi verset în partea de sus, and then you flip the page to the first verse on the top, cuvântul Domnului zice așa, the word says this, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
Pay attention. Those who are led by the Spirit of God are children of God. That's what nu it says. Nu cei care sunt călăuziți de Duhul Lumii sau de firea pământească. Not those that are led by the Spirit of the of what's outside of the world or by their flesh. Cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Those who are led by the Spirit of God are the children of God. Dacă eu v-aș spune în seara aceasta, voi nu mai sunteți pământești și duhovnicești. If I were to tell you tonight that you are no longer carnal but spiritual. Aș minți. I would lie to you. Pentru că întreg cuvântul Domnului spune așa. Because the Bible says this. Voi, adică noi, you, in essence we, nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă you are not earthly but you are spiritual if Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi. If the Spirit of God truly does reside in us. Și adaugă. And it says as well. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. And the Bible also says this that if someone does not have the Spirit of Christ in them, they do not belong to Jesus. A venit la cincizecime peste locul unde erau toți împreună. And at the Pentecost we know that the Holy Spirit came down. Locul acela s-a umplut de Duh Sfânt și toți s-au umplut de Duh Sfânt. And that whole place was filled with the Holy Spirit and every single person there was filled with the Holy Spirit. Prin Duhul Sfânt s-au îndrăgostit instantaneu și de Domnul, de cuvântul Domnului și de cerul binecuvântat. And with the help of the Holy Spirit they fell in love instantly with Jesus more and more and also with heaven and the world. Și tot prin Duhul Sfânt s-au îndrăgostit nu doar de Dumnezeu ci și de semenii lor. And not only did they fall in love with God but also with their brothers and sisters. Biserica s-a născut la cincizecime prin Duhul Sfânt în mod supranatural. The church was born on the day of Pentecost in a supernatural way. Și pentru a ajunge acolo unde este Domnul în cer, ea trebuie să pășească mereu și mereu în mod natural, în supranatural. And in a natural way, stepping into the supernatural, the church every day needs to get closer to the kingdom of heaven. Duhul Sfânt ne descrie sau ne arată în chip minunat pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. The Holy Spirit shows us Jesus in who is the Savior of the world in a wonderful way. Ne atrage la El. It brings us closer to him, it attracts us to him. Și ne conduce la el. And it leads us, shows us the way to Jesus. Duhul Sfânt este Dumnezeu. The Holy Spirit is God. Duhul Sfânt este Hristos în noi. The Holy Spirit is Christ in us, in you. Duhul Sfânt este Hristos în mijlocul nostru. The Holy Spirit is Christ in our midst right now. Și Duhul Sfânt este Hristos cu noi. And he it is also Christ with us. Fără Duhul Sfânt Hristos nu este viu în inimile noastre. Without the Holy Spirit, listen, Christ is not real. Și fără Duhul Sfânt cuvântul Domnului nu este nici viu și nici lucrător. And without the Holy Spirit, the word of God is not only not working but is not alive in our hearts. Adică nu este atractiv. In other words, it's not attractive to us. De aceea apostolul Pavel zice. That's why the Holy Spirit says through the apostle Paul. Slova omoară. The letter kills. Duhul dă viață. It's the Spirit that gives life. Noi suntem slujitori ai Duhului. We are servants of the Holy Spirit. Nu este suficientă cunoștința despre Duhul Sfânt. It's not enough just to know about the Holy Spirit. Mulți în bisericile noastre cred în Duhul Sfânt. Many of us here in the churches and also the other churches believe in the Holy Spirit. Yes. Citesc despre Duhul Sfânt. They read about the Holy Spirit. Și predică despre Duhul Sfânt. They preach about it. Dar nu-l cunosc. But unfortunately they don't know him. Duhul Sfânt nu locuiește într-adevăr în inimile lor. The Holy Spirit because is not living in their hearts. Pentru ei Duhul Sfânt este un Dumnezeu necunoscut. The Holy Spirit for them is a God who is unknown. Marta și Maria, firea și Duhul. Martha and Mary, the flesh and the spirit. Iisus, comora noastră veșnică. And Jesus, our eternal treasure. Vorbim despre vremurile de pe urmă. We're talking about the end times right now. Tot aici în Evanghelia după Luca, în capitolul 21. If we go to Luke chapter 21. Versetele 34, 35 și 36. 35 and 36. Între altele, Domnul Iisus zice așa. In other things, Jesus says this. Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să cădeți de oboseală în inimile voastre cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. But watch yourselves lest your hearts be weighed down with dissipation and with drunkenness and the cares of this life and that the day comes upon you suddenly like a trap. Ca și când nimic altceva n-ar fi mai periculos sau mai dăunător pentru noi. As if something couldn't be any more dangerous for us anyway. În vremurile acestea speciale de pe urmă în care trăim. Especially right now in the end times that we are living right now. Domnul ne avertizează și spune închip lămurit.
the Holy Spirit through God is warning us and is telling us very detailed. Luați seama că nu cumva să cădeți de oboseală în inimile voastre. Be careful that you are not weighed down and you fall because you're tired in your heart or overwhelmed. Îmbuibare de mâncare și băutură înseamnă preocupări pământești excesive. Eating a lot, becoming gluttons and becoming drunkards means that we put the priorities on excessively on the things of this earth. Și când suntem angajați excesiv în preocupări pământești de zi cu zi, and if we are excessively caught up in these things and this is our priority every day, se adaugă în mod natural, fie că vrei că nu vrei, și îngrijorările vieții acesteia. As you do this, what will happen is in a natural way, the worries of the world will fall upon you. Cuvântul inimii în Scriptura aceasta, the word in our heart and is telling us tonight, face trimitere la creierul mic care formă de inimă. To our small brain, which has the shape of a heart. Și când ficatul nu poate filtra toate toxinele. And when the liver cannot filter out all the toxins. Toxinele nefiltrate se suie la creierul mic. What happens is those go to the small brain. Și cădem de oboseală. And we become weary and tired. Nu mai suntem la fel de doritori și nu mai suntem la fel de sensibili. We are no longer sensible to the Holy Spirit. We no longer desire the Holy Spirit. La cuvântul Domnului și la ceea ce se întâmplă în împrejurul nostru important, mai aproape sau mai departe. Especially to what's going on around us, what's important. We don't understand it. We don't Ziua aceea înseamnă o epocă istorică. That day is a very special historic day, an epoch day. Este ceea ce experimentăm noi de zeci de ani și anume. It's something that we are already experimenting for tens of years, and it's this. Globalismul sau mondialismul. It is what we call today globalism. Și versetul următor. And the next verse. Căci ziua aceea va veni ca un laț. Because that day will come upon you like a trap. Peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. On all who dwell on all the face of the earth. Și toată fața pământului înseamnă și America și România. And that means everybody, America, Romania, Africa, everywhere else. Cuvântul acesta nu se putea împlini decât acum în era digitală. This could not happen except now in the digital era. Fie că vreau, fie că nu vreau. If I want it or what, if I want it to happen or I don't want it to happen, if I believe or don't, îmi place sau nu, if I like it or not, sunt sau nu pregătit în vederea zilelor acestora speciale de pe urmă, if I'm prepared for these last days or not, ziua aceea va veni, that day will come, și a venit, and it has already come, ca un las peste toți și ce locuiesc pe toată fața pământului, like a trap on all those who live on the face of the earth. Și acum și mai mare atenție la versetul cu numărul 36. And now let's pay attention to verse 36, big attention. Nu este un îndemn, nu este o învățătură. It's not just a teaching or a exhortation. Este o poruncă divină. It is a divine command from Jesus. Veghează în tot timpul și rugați-vă. But I say stay awake at all times. Tot timpul înseamnă tot timpul. All times means all the time. În fiecare zi suntem chemați să alegem. Every day we're asked to make choices. Și în fiecare moment al vieții suntem chemați să alegem. And even in every moment we're making choices. Marta și Maria, două alegeri diferite și două atitudini diferite. Martha and Mary, two very different choices and two very different attitudes. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă. Stay awake at all times praying. Ca să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri care se vor întâmpla. That you may have the strength to escape all these things that are going to take place. Și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. And that you will be able to stand firm before the Son of Man. Credința este un stil de viață. Faith is a way of life, it's a lifestyle. Este ceea ce spui din gură mereu și mereu că este adevăr ieșit de aici din cuvântul Domnului. It's what you say with your mouth that is the truth that has come from this book. Altfel, cuvântul Domnului, tot prin Domnul însuși, ne avertizează și zice așa. In another place, Jesus, through the word of God, again gives us another warning and says this. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Not everyone who says, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. Ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. But he that does the will of the Father in heaven. Bisericile sunt pline de oameni care de multă vreme au căzut de oboseală. The church is full of people that for a long time ago have fallen overwhelmed. Și tineri și oameni maturi deopotrivă. Even young people, mature people, children. În mințile lor, în inimile lor, duhurile, sufletele și trupurile lor deopotrivă. And also this has happened in their lives, not only in their physical bodies, but also in their spiritual life. Citim cartea Faptele Apostolilor. If we read in chapter in Acts, excuse me. Numită pe bună dreptate Cartea Faptelor Duhului Sfânt. It is called also the book
of the acts of the Holy Spirit. Și vedem lucrările mari pe care Duhul Sfânt le-a făcut prin frații și surorile noastre, vremurile de început ale bisericii. And at the beginning church, the early church, this is the work that God has done through the Holy Spirit with the first believers. Dar vedem și suferințele sau încercările mari prin care le-a fost dat să treacă. But we also see the big suffering and the big problems and issues that they had at that time. Și ne vine să spunem ce greu le-a fost lor. And we can say it was very difficult for them. Dar Duhul Sfânt, prin Apostolul Pavel, zice nu. But the Holy Spirit, through the Apostle Paul, says no. Vă va fi greu. He says it will be difficult for you. Căci în zilele de pe urmă vremurile vor fi grele. Because he says on the end times, the latter days, it will be a very difficult time. Astăzi, today, vremurile sunt într-adevăr grele și foarte grele. The things that are going around us are difficult and actually very difficult. Și de aici mai departe vor veni vremuri, nu grele și foarte grele, ci vremuri înspăimântătoare. And they will become times where we will be frightened how difficult it will be. Pentru lumea întreagă, dar mai cu seamă pentru noi, pentru cei care chemăm numele Domnului. For the whole world, but also for us who are Christians who call upon the name of the Lord. Și între altele, Domnul Iisus spune, vedeți să nu vă înspăimântați. And Jesus said, be careful, do not be afraid, do not be worried. Căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Because all these things need to take place. De ce este astăzi mai greu ca odinioară? Why is it now more difficult than it was 20 years ago or 50 years ago? Pentru că niciodată de când este omul pe pământ, because never since man has been on earth, nu au fost atâtea ziare, atâtea revise, atâtea cărți, care mai dicare, mai înșelătoare și mai otrăvitoare, mai dăunătoare. So many things that are cheating us and lying to us, so many websites, things like that. Televiziunea cu toți nebunii și cu toate emisiunile care mai dicare, mai deșanțate și mai TV with all the fools and all the programming and all the things that are on there as well. Internetul mașină aceasta fără de fund și fără de capăt, Facebook, telefonie de un fel sau de un altul, câte și mai câte. Our telephones, social media, Facebook, all the things that are on there. Este o presiune enormă care se exercită asupra fiecărui suflet 24 din 24. And listen, this is for us every day, 24 hours out of 24 hours, a huge pressure that is on us. Este teribil pentru fiecare suflet. It is a spiritual and a war that's going on for every single soul. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă. Stay awake then and pray at all times. Ca să aveți putere. So that you have power. Să scăpați de toate aceste lucruri care se vor întâmpla. That you will be able to escape the things that are coming. Ce a fost cu pandemia aceasta pulmonară este floare la ureche. What happened with the COVID pandemic is, as they say in Romania, a little flower here at the ear. Pe lângă pandemiile care se vor adăuga foarte repede, una după cealaltă, cum spunem noi la pachet. Just like compared to the other pandemics that will come, pandemia, one after the other. Pandemia de șomaj, de foamete și de disperare. For those who will be unemployed, those who will be in complete desperation, those who will die of hunger. Cu pandemia pulmonară ne-am mai descurcat cât și cum. With this COVID pandemic, we got around it how we did. Dar cu pandemia psihică nu există leac la oameni. But if there's a psychological pandemic, there's no resolution, there's no medicine. Și numai la Dumnezeu, numai Duhul Sfânt este mai tare decât Duhul Lumii. Only with the Holy Spirit, because the Spirit of God is stronger than the spirit that is in the world. Diavolul manipulează cel mai bine prin frică. The devil is always manipulating the people in the world through fear. De aceea spune Domnul Iisus, vedeți să nu vă înspăimântați. That's why Jesus said, don't be afraid, fear not. Că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Because these things have to happen. Au un rol extrem de important. One thing that is also extremely important. Și cu privire la istoria lumii. Regarding the history of the world. Și cu privire la istoria bisericii Domnului, vremurile de pe urmă. And also the church, the history of the church as we now get to the end days. În Ioan în capitolul 11. In John chapter 11. O lucrare extrem de importantă. A very important work happened. Fratele celor două, Marta și Maria, numele lui Lazar, a murit. Lazarus, who was their brother, passed away. We read this in John chapter 11. Și Domnul în mod intenționat a întârziat vreme de 4 zile. And Jesus, on purpose, waited 4 days. Ca moartea lui să fie moarte. So that his death would be a known death. Ca să nu mai existe niciun fel de dubiu la învierea lui. So there's no doubt Lazar. When he was going to raise him from the dead. Și în versetul 21 se spune că Marta i-a zis lui Iisus,
And we see in verse 21 that Martha speaks to Jesus and says this. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu, dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Lord, if you had been here, my brother Lazarus would not have died, but even now I know that whatever you ask God, he will give you. După cuvintele acestea, ai zice că Marta avea o credință minunată. If you read these words and only these words, you would say Martha had a great faith. Avea o credință mare. She had great faith. Domnul i-a răspuns cum numai Dumnezeu putea să-i răspundă. And Jesus responded to her only as Jesus could. Fratele tău va învia. Your brother will rise again. Dar ea mai deșteaptă decât Domnul. And Jesus, and Martha responded even smarter than him. Știu, a zis Marta, că va învia la învierea de apoi. I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Bisericile noastre sunt pline de oameni care cred că cred. There, our churches are full of people who believe that they believe. Dar care în realitate nu cred. But in reality they don't. They don't think they believe. Este o deosebire esențială. It is an essential difference. Care cred. Between those who believe. Și între cei care cred că cred. And those who believe that or think that they believe. Bisericile sunt pline de oameni superstițioși. The churches unfortunately are filled with people who are superstitious. Iisus îi spune ei și ne spune tuturor. Jesus told her and Jesus is telling us all tonight. Eu sunt învierea și viața. I am the resurrection and the life. Orice cine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. He who believes in me though he die may die he will live forever. Crezi lucrul acesta? Do you believe this, Martha? Și în versetul 39 suntem înaintea mormântului. And at verse 39 we're right before the grave or the tomb. În care era Lazar de acum de 4 zile. Lazarus was there for 4 days. Trupul lui intrase în putrefacție. He already started to waste away. Și Domnul spune cuvântul minunat, dați piatra la o parte. And Jesus says this, take the stone away. Poate ai un vis care ți-a murit de multă vreme. Maybe you've had a dream that has died for a long time. Dintr-un motiv sau altul. Because of one reason or another. Și Iisus învierea și viața spune în seara aceasta. And Jesus who is life and resurrection says this. Dă piatra la o parte. Take away the stone. Marta, sora mortului, i-a zis. And Martha, the sister of the dead, said this. Doamne, miroase greu că ce se mor de 4 zile. Lord, by this time there is a stench, a bad smell. Ia care zisese mai devreme, știu că și acum orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. She's the same person that said, I believe that God will give you whatever you ask. Și am întrebat, Doamne, dar de ce scrie în Biblie Marta, sora mortului, că noi știm că este sora lui Lazar? Why does it say in the Bible, why does it say that she's the sister of the dead? Because we knew she was Lazarus' sister. Și Domnul mi-a răspuns, pentru că și ea era la fel de moartă din punct de vedere spiritual. And the Holy Spirit told me that she was also as dead spiritually as Lazarus was. Uneori diavolul vine în persoană. Many times the devil will come as a person. Și caută să împiedice lucrarea Domnului. Will tempt us and try to trip the work of the Lord. Alteori vine prin ucenici sau prin cei apropiați. Sometimes it'll be our family or our friends or the disciples that. De această dată s-a folosit de Marta. And this time he used Martha. În încercare de a împiedica lucrarea Domnului. In a way to try to stop the work of the Lord. Și Domnul îi spune ei și ne spune și nouă. And Jesus said to her and he tells us too. Nu ți-am spus că dacă vei crede. Didn't I not tell you that if you believe. Vei vedea slava lui Dumnezeu. You would see the glory of God, verse 40. Cum se spunea și zilele trecute. Just as we heard the last couple days. E mare har. It's great grace. Să-l cunoaștem noi pe Iisus. For us to know Jesus Christ. Viața lui sublimă, învățăturile lui sublime și semnele și minunile minunate. His sublime life and the wonderful examples and miracles he did. Pe care le-a făcut când era printre noi pe pământ. That he did here on earth when he was with us. Și după ce s-a înălțat la cer. And after he was raised to heaven. Și mare har să ne mirăm de el. It's a great grace that we have to understand this to be magnified. Este mai mare har să se mire el de noi. But it's an even greater grace for him to do that towards us. Într-o împrejurare. In a special situation. Îi spune unei femei, o femeie. One woman says to another woman. Mare e credința ta. Great is your faith. Și într-o altă împrejurare, ca să nu fie discriminare. So that there's no discrimination. Spune de data aceasta în dreptul unui bărbat. It says towards a man. Când a auzit Iisus cuvintele acestea, s-a mirat. When Jesus heard these words, he was surprised. Și a zis celor ce veneau în urma lui. And he said to those who were around him. Nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Such a faith so great. El caută comoara de mare preț și anume. He is looking for the treasure that has a great price. Credința mântuitoare. The faith that saves us. Credința dată odată pentru totdeauna sfinților. The faith that was given once and for all time for the saints. El este aici în această seară. He is here tonight.
Și privește în fiecare inimă. And he's looking in your heart and in my heart. Nu doar necredința ne duce în iad. Not just unfaithfulness or lack of faith takes us to hell. Și credințele false. But the faith that is false, that is wrong. Și anume credința confesională. The confession, I don't know. Rațională, culturală, istorică și altele de felul acesta. And other kinds of worldly faiths, I would say. Mare har să ne mirăm noi de Isus. It's a great grace for us to be overwhelmed by Jesus. Dar și mai mare har să se mire El de noi. But it's also a great grace for Him or for us to. Vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. And he said that in Israel I have not seen such faith. Și-a adăugat cuvintele acestea de foc. And he said these words of fire. Vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus. He said that many will come from the east and from the west. Și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob. And they will sit at the table with Abraham, Isaac and Jacob. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară. He said the children of the kingdom will be thrown unde out. Unde este plânsul și scrâșnitul dinților. Where there is crying and weeping and also the gnashing of teeth. Și am întrebat cum, Doamne, fiii împărăției să fie aruncați în întunericul de afară. And I said, God, how is this possible? Lord, how is this possible for the people of the kingdom to be thrown outside in the darkness? Stă o piatră în albia unui râu 100 de ani. There is a river, or excuse me, a rock that will stay in the, at the bottom of a river for 100 years. Scoți piatra din apă. You take that rock out of the water after 100 years. Este foarte bine odată. It's very wet. De jur împrejur. All the way around. Dar dacă despici piatra în interior, vei vedea că este uscat. But if you destroy the rock or if you crack it in half, you'll see that the inside is bone dry. Sunt oameni care vin 10 de ani la biserică. There are people who come 10 years, 20 years to church. 10 de ani, apa cuvântului Evangheliei. And they hear the word of God. Îi udă de jur împrejur. And they get baptized. Dar inima este uscată. But their heart is dry. Iisus, comora noastră veșnică. Jesus is our eternal treasure. Marto, Marto. Martha, Martha. Pentru multe lucruri te îngrijorezi. You're so worried about so many things. Dar un singur lucru trebuiești. But you need only one thing. Maria și-a ales partea cea bună. Mary chose the best part. Și zic din toată inima și pentru voi și pentru mine. And I say for us tonight with all my heart. La sfârșitul anului, până nu se încheie anul. Before it's over. Să ne întoarcem cu pocăință la Domnul. Let's now repent with our whole heart and turn towards Jesus. Și mai departe, când ne va mai fi dat să mai trăim. And let's continue now in the days that's left for us. Să alegem mereu și mereu partea cea bună. To choose the part, the best part. Care rămâne ca dar de binecuvântare și pe pământ. And this is a gift for us, not only here but also in heaven. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de noi. Jesus, Son of David, have mercy on us. Doamne, mărește-ne credința unde este credință. God, increase our faith where there is faith, increase it. Și Doamne, ajută-ne credinței noastre acolo unde nu este credință. And Lord, help our unbelief where there is no faith. Și acum și în vecii vecilor. Amin. Now and forever. Amen.